Salata perfectă pentru slăbit. Varză marinată în oțet. Unde mai pui, că face bine și la intestine. Dacă respecti dieta și nu ți iese, îți trimit ingredientele la tine, în bucătărie. N-ai cuvinte. Iar Reanul face minuni. Vine așa cu puțin caracter în spate și dă ceea ce trebuie. Bunătatea asta nu avea cum să scape. Dragi pofticioși, ce vreau să fac e nemaipomenit de gustos. E un fel de, să spunem, varză murată, varză la oțet, dar mai degrabă s-ar potrivi o salată de varză. Pentru că atunci când vrei să o mănânci, doar să-i pui așa puțin ulei de măsline sau de floare soarele și o transformi într-o bunătate de zile mari, ce merge de minune la orice friptură, la un pireuț, la un pilaf, nemaipomenit. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Am să-ți arăt cum pregătesc eu minunea asta de varză murată în oțet. Ingredientele ce le-am aici le găsești acolo jos în descriere, ca de obicei. Acum hai să o pregătesc. Mamă ce poftă am, mamă ce poftă am. Am aici cam jumătate de kilogram de morcov și am să dau pe răzătoarea mică. Dar am să vreau ca fâșiile să iasă ceva mai lungi. Iar pentru acest lucru am să țin înclinată răzătoarea la un unghi de, să zic, 30 de grade. Și în genul acesta se lungesc firele de morcov. Am schimbat răzătoarea cu una ce are ochiurile ceva mai mari. Să iasă și morcovul un pic mai mare, că mi s-a părut că iese prea mic. Așa că niște ochiuri ceva mai mari la răzătoare, în genul acesta. Acum iau și dau o țelină mică, să zic ca 150 de grame de țelină. Iau și o dau tot pe răzătoarea pe care am dat morcovul. Să iasă fâșii tot lungi, că sunt mai aspectoase. După care revin din nou la răzătoarea inițială și am să dau pe răzătoarea mare două mere. Două mere mai mărișoare. Uite așa. Pentru dulceață și o aromă de genu secoar. Gata și merele. Mere dulce acrișoare, ceva mai necoapte. Acum, ca să nu oxideze, am să pun peste puțin oțet. Să zic undeva la 50 de ml de oțet. Perfect. Și iau și amestec. În felul acesta vom opri timpul. Timpul pentru mere, pentru morcov și pentru țelină. Oțetul va acționa asupra acestor bunătăți și nu le lasă nici să se oxideze și mai mult decât atât le întărește. A? Ce părere ai? Acum, pofticioșilor, mă ocup de varză. De varza roșie. În ce privește varza, varza roșie e preferata mea când vine vorba de această minunată sălățică sau varză murată. Am să îndepărtez o parte din cotor, ca să vină ușor la scos frunzele, și îi dau jos primul rând de frunze. Mă duc să o clătesc și îl vin către voi să vedeți cum procedez cu ea. Am să o tai pe jumătate. Și după cum vezi, mandolina mă ajută foarte, foarte mult. De ce? Pentru că iau pur și simplu jumătatea de varză și o trec prin mandolină. Ia ca așa. Uite ce simplu. În timp ce vorbesc cu tine, tai și varză, fără să mă tai. Și ies toate egale și toate franjuri exact cum trebuie să fie. Acum, dragilor, ca să o înmoi repede, peste aceste 2 kg de varză roșie am să pun o lingură de sare. Uite așa. Atât. Pun și 100 de ml de oțet, oțet de 9 grade și o linguriță rasă de boabe de piper, piper nemăcinat. Pun aici. Oțetul are grijă să păstreze varza tare, viguroasă, își păstrează culoarea, de fapt o deschide la culoare și o face și mai frumoasă, așa că în cele ce urmează mă apuc de amestecat în varză. Imediat va începe să-și lase sucurile, imediat va începe să se înmoaie și o să vedeți că își pierde din volum cât ai spune varză roșie. Peste am să încep să încorporez și din morcov, cu țelina și cu mărul. Uite așa, iau și-o pun tot. Iei și gust să vezi dacă are tot ce trebuie. Eu personal aș mai pune puțină sare, că n-am pus decât o lingură. Și am să-i pun și un pic de zahăr să o mai îndulcesc. Da, să fie ceea ce trebuie, exact cum mi-o doresc eu. De acru, 150 de ml de oțet de mere de 9 grade este super suficient. La cantitățile acestea, evident, și după gustul meu, ia cât sarea, undeva la 15 grame de sare. Pun aici, zahăr am să pun două linguri, una, două, că am pus două linguri de sare, na, să le acopăr. Pun și trei frunzulițe de dafin, asta așa pentru o subtilă aromă de dafin, pun aici și iau și amestec din nou. Deja a început să-și lase sucurile, ăsta e semn bun. La acest tip de murătură nu avem nevoie de apă, dar totul se face în sucul propriu. Ia uite ce bine arată. Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că meritați rețeta aceasta. Era să uit de hrean. Da, 20 de grame de hrean. Aici am mai mult. Am sărat 20 de grame de hrean. Așa că prin răzătoarea mică iau și dau hreanul. Hreanul va păstra această burătură, această varză murată foarte bine. O va ține crocantă și va fi o salată de excepție, nu alta. Ca să nu mai spun de aromă și de puțin caracter.
Acum pot lejer să amestec că am rețeta completă. Da, e ceea ce trebuie. Da. Deci, poftijoșilor, după ce o faceți pe gustul vostru, dar țineți cont că trebuie să depășiți puțin gustul vostru, pentru că e vorba de o varză murată. Din această cauză trebuie să pui ceva mai multă sare, ceva mai mult oțet, ceva mai mult zahăr. Să fie clar să-ți iasă ceea ce trebuie. Acum am să iau să pun varza în borcane, borcane spălate bine, curățate bine. Am să iau să pun varza în borcane, nu o storc prea tare, dar o storc așa câtuși de puțin și o îndes în borcan. Eu folosesc borcan de 800 pentru că îmi va veni mai ușor atunci când vreau să o folosesc. Iau și o îndes bine. Ea are zeamă suficientă. Trebuie să apeși pe ea să nu rămână goluri de aer. Poți să pui și în borcane mai mari. Pui exact cum dorești tu. Însă pentru mine e suficient în genul acesta. Când am nevoie, pur și simplu scot de aici bunătatea asta. O amestec cu puțin ulei de măslin sau de floarea soarelui și am o salată pe cinste atunci când vreau. Priviți și voi aici ce bine arată. Hai, continui cu restul de borcane și ne auzim de grabă. Exact cum așteptam, 3 borcane de 800 și mi-a rămas zeamă. Dacă e nevoie de zeamă, completez în borcane. Însă la mine, fiți atenți, am zeamă cât îmi trebuie, nu mai vreau. Dar zeama aceasta nu se aruncă, e un suc de varză de zile mari. Dacă îți place cu puțin oțet, cu puțină sare, cu puțin zahăr, ei bine, e nemaipomenit. Sau poți să faci dressing la salată. Îi pui puțin ulei de măsline, puțin muștar, agit bine, bine, bine și ai obținut un dressing de zile mari. Merge nemaipomenit. Așa că salvează și sucul acesta. Hai să-ți arăt ce urmează să faci. După cum vezi, am pus borcanele într-o farfurie, să nu care cumva să am surprize când le pun pe raft, pentru că ele vor fermenta și vor scoate din saramură, din această marinată, vor da afară. Și ca să împiedici o ceartă cu soția, ei bine, faci exact în felul acesta. Aș fi făcut eu mai multe borcane, dar sincer să zic, nu prea mai am loc în cămară. Și după cum bine știi, am și varză franjul pusă la borcane, am și varză murată pusă la butoi, am de toate. Una dintre ele o găsești și la recomandări, iar celelalte ți le las ori jos în descriere, ori la finalul acestui video, ori dacă nu, cauți tu pe canalul meu și vei găsi ceea ce ai nevoie. Acum am să pun capacele, pofticioșor, acestea fiind spuse, gata și borcanele. Nu rămâne altceva de făcut decât să le duc în magazie, căci de acum nu aștept altceva decât rețeta potrivită pentru aceste bunătăți. One week later. Privește aici ce bine arată această minunată varză murată, varză marinată în oțet și sincer să zic ce gust are de senzație. Iar ca maturitate are undeva la o săptămână și privește aici ce bine s-a păstrat. Hai să spun ce gustare, că sincer și eu sunt curios. Această bunătate o amesteci cu puțin ulei de măsline, cu puțin ulei de floarea soarelui și obții o salată de zile mari. O salată de varză, ceva ce n-a văzut Parisul. Hai să spun cum a ieșit. N-ai cuvinte, crocantă e, gust nemaipomenit. E exact cum mi-am dorit să fie o salată. Mamă, ce bună e! Iar realul face minuni. Vine așa cu puțin caracter din spate și dă ceea ce trebuie. Unde mai pui, că face bine și la intestine. Dragi pofticioși, până data viitoare când ne revenim cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți flămânzi de amintiri mereu pofticioși cu gândul la bunătatea asta ce am aici. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne auzim data viitoare cu o nouă rețetă super, super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune!